atenția domnului primar, numărul 15 din 25 ianuarie 2023, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară, ora 10. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 17 consilieri sunt prezenți toți. Domnul președinte, vă rog să supuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința din 10 ianuarie 2023. Da, bună ziua! Supuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Supunem la vot ordinea de zi cu cele 8 puncte suplimentare. Transmisie cu dispoziția numărul 70, aseară la ora 4, da? Cine au fost primite. Da. Cine este pentru? Împotriva abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul copiilor cu necesități speciale la CSEI numărul 2, Comănești, în cursul anului 2023. Se propune încheierea unui contract de prestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul copiilor cu necesități speciale la CSEI numărul 2, Comănești, tur și retur, în cursul anului 2023, ca urmare a cererii comune depuse de părinți și asistenții maternali numărul 20.752 din 27 decembrie 2022, în vederea asigurării transportului în comun a persoanelor cu handicap. Discuții? Avizul comisiei. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abține. S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial al activității asistenților personal de perioada 1 iulie 2022, 31 decembrie 2022. Este vorba de raportul semestrial al activității asistenților personal pe semestrul 2022, iulie-decembrie, da? Atât vreau să menționez că asistenții personali sunt angajați cu contract de muncă, cu un program de lucru de 8 ore, au o facilitate la transportul în comun, car de parcare și vouchere de vacanță. În urma verificărilor efectuate pe teren în decursul anului anterior, s-a constatat faptul că asistenții personali și-au dus la îndeplinire obligațiile conform contractului de muncă. Drept urmare, nu sunt probleme nici. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, avizul comisiei? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abțineri, s-a votat număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor de registru agricol pe trimestrul 1, 2, 3 și 4 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei asigurări. Doamna Țica. În urma analizei pe care am desfășurat-o în anul 2022, au fost întocmite un număr de două volume a către 133 de poziții din registrul agricol ale gospodărilor cu domiciliu în localitate, un număr de 55 de poziții din registrul agricol ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și un număr de 3 poziții ale persoanelor juridice cu sediu în altă localitate decât Oradea de Oltean. Pozițiile au fost deschise în registrul agricol, atât în format de hârtie, cât și în format electronic, existând concordanță între cele două tipuri de registre. S-a verificat prin sondaj volume 13, poziția 6 din sat Hăgheac, volumul 4, poziția 12 din sat Ofteană, volumul 1, poziția 6 din sat Ofteană, volumul 13, poziția 38, tip 2, ale persoanelor cu domiciliu în altă localitate, volumul 20, poziția 49, sat Cucuieți, volumul 2, poziția 46, sat Ofteana, volumul 7, poziția 2, sat Bogat. Se constată că sunt completate date cu privire la componența gospodării, terenurile deținute, clădirile, utilajele, animalele, datele din registrul agricol în format de hârtie corespund cu datele din formatul electronic. De asemenea, în anul 2022
s-au înregistrat un număr de 86 de contracte de arendare, care au fost operate în registrul agricol și înregistrate în registrul special de evidență. S-au întocmit un număr de 2 atestate de producător și s-au eliberat un carnet de comercializare a produselor agricole. S-a verificat înregistrarea contractelor de arendare și atestatele de producător la volumul 2, poziția 1, tip 4, persoane juridice cu domiciliu în altă localitate. De asemenea, s-a completat pentru un număr de 102 persoane decedate sesizările, cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale și au fost înaintate legal Camerei Notarilor Publici și Agenției Naționale de Cadastru și Publicație Imobiliară. S-a completat în termen legal, în registrul agricol, mențiuni cu privire la moștenitorii legal declarați. S-a verificat prin sondaj înregistrarea mențiunilor cu privire la moștenitorii legal declarați pentru persoanele decedate în anul 2022, conform sesizărilor comunicate din oficiu Camerei Notarilor Publici. S-a verificat înregistrarea în registrul agricol a construcțiilor noi comunicate de compartimentul urbanism. Exemplu, volumul 1, poziția 18, tip 4, volumul 26, poziția 40, Dofteana, volumul 7, poziția 8, Hădeac, volumul 7, poziția 42, Hădeac, volumul 19, poziția 39, Cucuieță. În anul 2022 s-a asigurat colaborarea cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în vederea diseminării informațiilor cu privire la subvențiile agricole de care pot beneficia cetățenii comune. De asemenea, s-au consiliat fermieri cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor de subvenție în agricultură pentru plata de suprafață, fiind întocmite un număr de 400 de adeverințe pentru dosare APIA. S-au eliberat diverse adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise în registrul agricol referitoare la terenuri, clădiri, venit agricol, precum și adeverințe de spațiu necesare la îndocmirea cărții de identitate, într-un număr total de 3.961 de adeverințe. S-a asigurat consilierea și s-au înregistrat un număr de 25 de dosare cu privire la vânzarea terenurilor din extravilan, conform legii 17/2014. S-au întocmit un număr de 8 note de constatare cu prilejul verificărilor pe teren, privind situația reală a datelor declarate la registrul agricol cu suprafața din teren. Alte discuții? Da, dacă îmi permiteți și mie. Bună ziua și bine ne-am întâlnit în anul 2023 la primele ședințe ale Consiliului Local Dolteanu. V-aș ruga, dacă puteți, nu știu dacă aveți de dumneavoastră, să informați Consiliul Local despre cele două dispoziții care au fost emisie, unul pentru terenurile intravenane și cel care ne-a dat în urmă câteva zile pentru terenurile extravenane. Nu am dispoziție, dar în mare parte pot știți conținutul ei. Da. Vă rog să informați. Deci, întrucât în viitor vor fi proiecte cu privire la la canalizare, la proiectul de introducerea gazelor, s-a hotărât ca proprietățile care au ca vecinătate drumurile de interes local, național, așa mai departe, lățimea drumului de la acostament și până la limita proprietății să fie cu încă 2 metri în plus. Adică, ce înseamnă asta? Pentru un drum în intravilan, lățimea totală a drumului să fie de minim 9 metri. Iar pentru un drum în extravilan, lățimea totală să fie de 7 metri. Da. Dacă îmi permiteți, aceste două dispoziții au fost emise, una în anul 2022 și una în anul 2023, în urmă cu câteva zile. Motivul care ar fi? Ar fi acela că oamenii din administrația publică, din experiența pe care o au zi de zi, implementând proiecte europene sau guvernamentale, avem câteva piedici datorită unor persoane care sunt mai greu de lămurit sau mai greu de înțeles, pentru că ei au un singur fel, în momentul când construiesc un drum, pun un hotar sau face un cadastru, face de așa natură să ocupe cât se poate de mult din domeniul public, deci să închidă drumurile. Și vă dau câteva exemple care am avut în anul 2022 prin asfaltarea drumurilor de pe strada Bisericii din Satul Larga și strada Lungi tot din Satul Larga, în care am fost de voie să înfundăm o fântână care era aproape în mijlocul drumului, așa, și calea de acces nu mai era practicabilă, decât o singură mașină
trecea și dacă se întâlnea două mașini sau un alt atelaj sau utilaj agricol, nici poveste, se poate să treacă unul pe lângă celălalt. În decursul anului 2022 și 2021 am dat câteva sute de metri liniari, mă refer, de garduri. Garduri din intravilan care, prin rugămintea noastră față de proprietarii respectiv, care au fost de bună credință, au cedat, care nu am găsit și alte metode legale constituite de așa natură, să putem să dăm gardul înapoi cu un metru, cu doi metri sau jumătate de metru, și am făcut cât de cât căile de acces să fie practicabile. Adică un drum de 4 metri și cele două acostamente de câte 50 de centimetri, asta înseamnă 5 metri. Pe cele două acostamente să sperăm că va merge conducta de gaze la momentul implementării proiectului, dar urmează în ani apropiați și canalizarea, că nu vom scăpa de acest proiect, trebuie să avem și canalizarea apelor uzate. Ceea ce m-a determinat să emit aceste două dispoziții sunt următoarele. Strada Teiului, strada Levezilor, acolo unde anul acesta vom avea asfaltare prin programul Angel Salim, mă refer drumul de pe câmp agricol care va fi continuat până la Biserica 2 Lofteana, până la Biserica 9, pe care știți că am creat-o și am făcut-o acolo. Deci, în mod obligatoriu, drumul va fi de 4 metri plus 2 acostamente, deci de 5 metri, dar ne întrebăm noi conducta de gaze pe unde mai vine și pe unde vine și canalizarea. Motiv pentru care toți cei care se ambicinează cu aceste drumuri publice nu vor primi cadastrul la momentul efectuării cadastrului, întrucât lateral, stânga și dreapta vom lua primăria Comunii Dofteana și vom trece limitarea domeniului public un metru pe parte, un metru pe partea cealaltă, de așa natură să nu avem probleme la implementarea acestor proiecte. Putem să tăiem asfalt, asfalt care va fi turnat în anul 2023, s-a părut fost în anul perigoi, să tăiem asfaltul, să distrugem, căci vedeți cât de greu și cât de costisitoare sunt aceste proiecte, mai ales de modernizare și asfaltare acestor drumuri. Pe strada Calea Nemirii, deci pe strada Calea Nemirii, o să luăm o hotărâre a Consiliului Local în anul 2023, această hotărâre va fi următoarea. Respectarea arhitecturii. Deci pe șesul Dofterii, cum știți fiecare, s-a apucat, unul a făcut o căbănuță mai mare, unul a făcut una mai mică, unul vrea să-și facă un depozit de, sau un abator și așa mai departe. Toate aceste lucrări au fost sistate astăzi prin adresele trimise noi de către UAT Dofteana până la intrarea lor în legalitatea celor care au construit haotic, să spunem așa. Arhitectural, noi în Consiliul Local vom da o hotărâre a Consiliului Local în care se vor construi acele locuințe cu destinație de, poate, pensiune sau în zona asta rezidențială, să o numim așa, să aibă aceeași fațadă fiecare. Ați circulat prin țară, ați circulat în Uniunea Europeană, vedeți cum e. Dacă am deschis acea zonă la momentul respectiv, deci să se respecte arhitectura pe care s-o propune și o să o luăm noi în hotărârea Consiliului Local. Drumul 131, care face legătura dintre DN12A și DG116B pe o lungime de 2,5 km, în care ne vom întâlni cu drumul 131, care deja este asfaltat prin satul Seaca, și acolo același lucru, suntem în discuție cu cetățenii, avem la număr 108 persoane care au deja cadastre și noi, în lateralul regolei, stânga sau dreapta, vom trece în inventarierea domeniului public și acolo, în afară de drum, că drumul are deja, la ora actuală, aproape 7 metri, vom trece, pe acolo trebuie să mergem cu branșament electric, cu conductă de apă și cu conductă de gaze. Deci nu putem să ajungem să ne rugăm de cineva în condițiile în care noi avem proiectele deja, la ora actuală, în mare majoritate, puse și la licitație. Nu v-am adus să vedeți în cadastrul sistematic care a fost efectuat de-a lungul anilor, mă refer anul 2019, 18, 19, 2020, 2021 și anul 2022, peste 500 și ceva de cadastre, să vedeți dumneavoastră persoane care are și 3.000 de metri pătrați în plus față de măsurătorile care le-au avut și declarate la registru agricol. Nu vă vorbesc de ăștia cu 400, 600, 800 de metri pătrați în plus, toți cei care au făcut cele 500 de cadastre făcute prin cadastrul sistematic inițiat de către programul european. Și dacă dumneata ai 800 de metri sau 600 sau
4.000 de metri sunt care am neplătit niciodată la impozite și taxe la Primăria Comunei Dofteană. Și la ora actuală ți-am făcut și un cadastru gratuit. Și dumneavoastră vreți să cedeți un metru prin lungimea terenului respectiv? Din acest moment, prin dispoziția care am dat-o, Primăria Comunei Dofteană nu va mai emite acea anexă 1 și 2, care te recunoaște conducerea primăriei ca proprietar. Pe diferența de suprafață nu mai recunosc pe nimeni ca proprietar. Dacă ai avut 800 de metri în plus și dumneavoastră vreți să cedeți un metru, nu mai semnezi niciodată anexă 1 și 2. În dimineața asta, la ora 8, am avut o întâlnire cu un grup de 8-9 cetățeni care au venit și spune, nu avem pe șesă Doftenic, nu avem cale de acces. Deci nu are cale de acces, este de la proprietatea dumneavoastră care se află undeva în partea dreaptă pe calea Nemirea Colu, când are Mecaru, când are Cezar Hârbu, când are Nea Ion Bandraborții Spurici, dumneavoastră Solete și așa mai departe, nu au cale de acces. Fiecare au închis. La măsurătorile efectuate la unul dintre ei, i-am găsit 300 și ceva de metri plus, dar el nu vrea să cedeze 2 metri sau 3 metri, puteți să facem o cale de acces. Motiv pentru care nu voi semna niciun document care stă la baza dezbaterii moștenirii în condițiile astea. Nu se poate. Cândva era o cale de acces, adică un drum de căruțe, iar când se întâlnea două căruțe, una cu cealaltă, depășea și intra pe proprietatea altcuiva și nu se întâmpla nimic. Astăzi vrem să facem ce? Cale de acces, deci drum asfaltat pe o lățime de 5 metri, încă un metru lateral dreapta și stânga, care vor rămâne terenul vacant în proprietatea OATE, de așa natură să putem să trecem cu utilități. Noi, Primăria Comunei Dofteana și în urma noi, toți cei care implementează proiecte și care vor mai implementa după ce noi nu vom mai fi la conducere, deci au nevoie de aceste terenuri vacante. Erau vremurile cândva cu atelaje. Atât se cepă cu atelaje. Astăzi am ajuns în Dofteana, avem și o asociație care a venit cu combinul, a venit cu tirul să-și recolteze porumbul, să-și recolteze recolta și nu are de unde să intre. Nu are de unde să iese, nu are unde să întoarcă un tir. Nu se poate. Și dumneavoastră ai 2.000, 3.000, 4.000 de metri pătrați în plus, neînregistrat niciodată la Registrul Agricol, neplătit niciodată la Registrul Agricol, da? Și la ora actuală, dacă ai văzut că Primăria Comunei Dofteana ți-o asfaltat prin capătul terenului dumneata, da, mâine vreau să-l vând, să iau bani mai mulți, pentru că am condiții. Apă, am asfalt, am energie electrică și în situația asta vreau să iau bani mai mulți. Dar el nu a trecut 2-3 mii de metri pătrați niciodată și nici cei din istoric care au fost moștenitori. Aici am vrut să fac o paranteză, să mă audă toți, să mă audă și cei din mass media care vor face publicitate. De așa natură, nu voi aproba niciun cadastru și niciun proces verbal de bună vecinătate acolo unde te hotărăști un drum public, pentru că nu există terenuri fără să ai cale de acces în calea principală publică a fiecărui. Sper că sunteți de acord cu ceea ce am propus, mi-o mențin și merg în continuare așa. Nu e posibil cum s-a întâmplat pe șesul Dofterii. Nu vreau să arăt cu degetul. Dar terasamentul, liniuța, mocărința care era cândva, venea de la fabrica Gente și venea de la sărărie, venea pe terasament, da? Pe undeva, până în groapa mașinii, unii spunea, cineva odată că știți că am avut un litigiu, îi spunea fabrica Vechi. Aici jos, în groapa mașinii, unii erau îngate și se debita material brut. Da. La ora actuală, toți cei înaintea noastră au făcut cadastre și au închis acel terasament. Deci liniuța s-a furat, au închis și locul, care acel loc a fost dat prin creditul funciar de acum zeci de ani, sute de ani, așa, s-au închis calea de acces. Au cumpărat cei care au posibilitate financiară, pe acea cale de acces fiind cadastrată și au făcut și o construcție, și la ora actuală vin ceilalți care și ei, săracii, la ora actuală vor să-și facă și ei o construcție sau să vândă terenul, nu are cale de acces, nu mai poate și nimeni de acolo. Pentru că au ocupat așa ceva. Motiv pentru care nu voi aproba nimănui niciun fel de cadastru până nu cedează din proprietatea dumneavoastră ca să facem cale de acces. O altă situație care o avem astăzi cu punctul localității, am angajat o firmă pentru autorizația de drumuri pentru pug, pentru aviz mai bine zis, și ne-a făcut acolo un dita mai cerșafă ceea ce avem de făcut. Și anume, cred că știți, acolo unde oprea minerii în câmpul Dofteni, pe la Săcăreanu, pe marginea căii ferate,
Am făcut o cale de acces unde ieși la bariera care trece către strada parcului în satul larg. Foarte greu am determinat pe toți, care erau la număr 8 sau 9, să vină să-și dea o declarație proprie răspundere pe banii primăriei până la notaria la Târgovna, să cedeze 2 metri, să le facem cale de acces în condițiile în care acolo există un cadastru a aparținând CTR-ului, apoi domeniul public al nostru și apoi proprietatea privată fiecărui om. Cu mare greu i-am putut determina, au venit și am făcut o cale de acces. Cei de la Avize, de la Iași, de la drumurile naționale, spun clar, nu ai voie să mai ieși din curte de tipul lui Bobi Boboc, care nu are aviz de la drumuri, de tipul lui Crăciun, mai jos zis Poncaniu, care nu are avize de la drumuri, și alții, în aceste condiții, nu ne aprobă punctul localității. Orice aceea îmi face. Și încă o situație pe care o văd astăzi aberantă, dar am mai întâlnit-o și la avizul pentru supraversările de la gazi, este locurile unde avem mai puțin de 7 metri din axul drumului până în prima proprietate. Exemplu și cel mai afectat este satul Bogata. Sunt case care din proprietate, se referă la gar, din proprietate de la gar și până la axul drumului, ai mai puțin de 7 metri și în condițiile astea, se vedeți și îmi scrie acolo, să dărâm gardurile. Să dau gardurile. Da, 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 da. Cu gaze ne-am scăpat cum am scăpat. Vine cofletul ăla, vine impus, nu știu ce, cât de cât am rezolvat-o. Dar aici nu merge. Deci trebuie să create căi de acces unde? La Șchiopul, în câmp. Știți unde, da? Este un băiat de alu Neamțu care a început o construcție și am sistat-o. Datorită faptului că nu are avizul de la drumul și ei te obligă să ieși în drumul agricol din spate, dar până în drumul agricol ei n-au încă proprietate. Aparținând cuiva, trebuie să cumperi proprietatea respectivă, să-și facă calea de acces să iese în drumul agricol sau drumul care îl facem noi acolo pe strada Teilor și pe strada Florilor. De așa natură, nimeni la drumul național nu are cum să primească aviz de la drumul, pentru că nu ai din axul drumului minimum 13 metri până în prima construcție, nu vorbim de aici. Deci, în mare, v-am spus, trebuie respectat cu privire la registrul agricol, ceea ce am specificat, și cu privire la construcțiile care se vor construi și de acum încolo și care s-au construit până acum, îi obligă cei de la drumul național, ne obligă pe noi, iar noi, la rândul nostru, trebuie să intervenim în mod legal, de așa natură, să creăm posibilitatea, deci toți vor drumuri cât se poate de late, mașinile s-au mulțit, utilajele, atelajele agricole s-au mulțit foarte mult, fiecare trebuie să circule pe drumurile lor, și nu mai vorbim, vedeți dumneavoastră, suntem în mileniu 3, este clar, se dorește piste de biciclete, se dorește trotuare pietonale, motiv pentru care te obligă să dai gardul înapoi. Nu cum avem pe strada Bradului în Bogata, domnul consilier, în prelungirea Bradului, terenul care l-am cumpărat noi, așa, ieșim la Hârlea și facem stânga către Ierimia. Există un stâlp de un diametru destul de mare, între stâlp și prima proprietate sunt 2,75 m. Proiectanții de la drumuri nu pot să proiecteze, nu au voie să proiecteze și nu primesc avizul și nu primesc semnătura verificatorului proiect, dacă n-ai 4 metri. Când am stat de vorbă cu oamenii, știți ce spune, dar eu am cedat o grămadă. Ce se cedezi o grămadă? Că astăzi nu merge două mașini mici. Nu merg două mașini mici. Deci să te rogi de unul să deschidă poarta ca să tragi la el în cupie, să poți trage celălalt. Dar voi să mai intri cu mașina din bunoi sau o mașină de pompieri. Clar, ăștia care au deja gardurile făcute, nu trebuie să mai miști un milimetru în drum, niciodată. Și totodată, prin dispoziția care a fost dată, nimeni nu mai construiește un gard, nimeni, cel puțin la drum, fără aprobarea primăriei Comunei Dofteana, nu mai vorbim de autorizație. Fără aprobarea noastră, ducem în teren, vedem unde a fost hotarul și îl mutăm acolo unde trebuie. Despre asta vorbim. Până la urma urmei nu putem trece niciunul, niciodată, nici cu ambulanță, nici cu nimic, nu ne ferește de orice. Asta am vrut să dau pentru punctul pe care a fost pentru registrul. Vă mulțumesc! Da, deci acum mai sunt discuții. Avizul comisiei? Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rutelor și intervalurilor orar al microbuzelor școlare la școala gimnazială Scarlatul Longin Dolteana, care transportă elevi în anul școlar 2022-2023. Da. Discuții? Avizul comisiei? Să punem la vot cine este pentru. Împotriva abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62693 în urma recepției la terminarea lucrărilor numărul 14 din 24-11-2022 a investiției reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău. În urma finalizării lucrărilor la modernizare la școala Dofteana, aceasta a fost extinsă, o parte din anexe au fost demolate, așa că este necesară actualizarea informațiilor cadastrale în forma pe care a spus-o în anexă, dar... Deci îmi cer scuze. Cred că vedeți că împreună cu doamna secretară verificăm ce verificăm. Ședința Consiliului Județean pentru aprobarea bugetului la nivel de județ are loc acum. Noi ne uităm în online așa cum putem, cei de la instituții plus noi. Ei aprobă și ne transmite nouă pe cale oficială, de așa natură să aprobăm și astăzi bugetul, să fie ca sumitele într-o altă zi. Noi l-am făcut, l-am schițat, dar sumele le aflăm de la ei. Am aflat una dintre sume, dar trebuie să primesc oficial, dar noi am lăsat ultimul punct pe ordine de zi, da? De asta ne permite. Așteptăm să doamna Pintizii să vină acum. Da, continuați. Alte discuții? Dacă mai sunt avizul comisiei? Comisia juridică, avizul clavicin, potrivit. Supunem la vot cine este pentru, împotriva abține, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumei cu titlu de amendă la unui contribuabil decedat. Deci este vorba despre urma sau anul Gheochiță și suma este de 580 lei. Discuții? Avizul comisiei? Supunem la vot cine este pentru? Împotriva abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023. Doamna viceprimar? Da. Știți că în fiecare an vă supun atenție aprobarea unui plan de acțiune anual. Acțiuni pe care le realizează beneficiarii legii 416/2001. N-are rost să vă înșir toate domeniile de activitate împreună cu colegii consilieri. Am stabilit câteva zone, locuri care vor fi defalcate pe luni. Aceste acțiuni vor fi realizate de beneficiarii de ajutor social. Țin doar să vă informez că în momentul de față avem 50 de dosare cu beneficiari în plată, 84 de membri. Plaja numărului de ore aferent lunar variază de la 10 până la 44 de ore. Majoritatea sunt cu 10 ore. Am stabilit lucrările acestea care vizează lucrări de curățenie pe domeniul, pe spațiile pe domeniul public, măturat, transportat gunoaie, goline, țarcuri cu peturi, coșuri stradale, lucrări de toaletare, igienizarea malurilor, pârâurilor și râurilor, că ați văzut, sunt pline de peturi și de tot felul de gunoaie pe care tot concetățenii de-a noștri, cu multă bunăvoință, între ghilimele, le aruncă, deși sunt zile pentru colectare peturi, pentru acea colectare selectivă. Joia și vinerea, știm foarte bine, li se ridică gunoiul menajer de la gospodării, din fața gospodăriilor și totuși mai există persoane care își permit să arunce gunoaiele oriunde și oricum. Costi și-a adunat vegetație cămin cultural bogat, a colectat zilnic gunoiul menajer din acele coșuri de gunoi stradale din metal și tot ce avem, parcul de agrement, aici la căminul Bogata, în fața primăriei, curtea interioară, exterioară, și ceea ce se face în funcție de specific, de activități. Planul acesta lunar poate fi modificat în funcție de problemele care pot apărea în teritoriu.
În acest plan anual pe care, cu bunăvoința dumneavoastră, îl veți aproba, vă extrage lunar, funcție de anotimp, planul de acțiuni lunar. Dacă mai sunt întrebări, vă rog, domnule. Deci, dacă îmi permiteți, mâine, data de 1 februarie 2023, un grup de 10 funcționari de la Primăria Comunei Dofteana vor merge poartă de poartă, bineînțeles pe cine găsește acasă, cu un tabel pe fiecare stradă, cu nume, prenume, da? Și numărul administrativ, numărul de la port. Este altceva. Ați lăsat acolo și pentru numărul de telefon? Da. Și vor împărți sași menajeri care avem la număr vreo 11.000, 12.000 de saci până 12.000. Va primi fiecare familie care are rol, bineînțeles, câte 10 saci menajeri. Pe culori, nu știu, diferite sunt. O parte galbenă, o parte negri, am primit o parte de la ADIS și o parte sunt cumpărați de către Primăria Comunei Dofteana din anul 2022. Vă rog foarte mult, doamna viceprimară, de să gestionați de așa natură cei care fac parte și fac ore în folosul comunității. Mă refer cei care sunt condamnați. Cei cu dosare penale, cu dosare civile, inclusiv beneficiarii legii 416, problemele noastre din localitate, cel puțin pe timp de iarnă, sunt acele probleme. Colectarea selectivă a peturilor, care e o groază, a dozelor, știți de ce fel de doze, pachete de țigări și altele care sunt aruncate, cel puțin, pe marginea drumului și pipăraie. Oricât ne-am ținut noi, deci anul trecut am depășit 200 de tone și au venit și ieri de la cei care au colectat de la societăți comerciale câte vreo 6-7 tone, am adus documente justificative. Tot avem o penalitate de 200 de milioane, 20.000 de lei în bani noi. Penalitate, lucru pe care am achitat de vineri, joi sau vineri am achitat banii ăștia pentru că asta era ultima zi. Anul trecut nu am avut de dat nimic, dar ei ce fac? La fiecare an, acum avem de colectat din gunoiul menajer, 40%, atât, dar 60% trebuie să fie colectat selectiv. Sticlă, peturi, fer, etică, etică. Nu am putut să ajungem la când în cerutei 22, 60% din toată cantitatea de gunoi și am primit o penalitate de 20.000 de lei, 200 de milioane, care acești 200 de milioane putem să facem ceva cu ei în primărie. Deci plătim ce? Plătim, gunoaiele sunt pe malul apelor, pe marginea drumurilor și mai dăm și o penalitate de 200 de milioane. În condițiile astea, vor primi, prin dispoziția primarului, începând cu data de mâine, cine va fi acasă, bine mâine după amiază, bine poi, bine curs săptămânii, toți primesc. În zilele de colectare selectivă, după calendar, calendariți și care știți, toți cetățenii trebuie să scoată la poartă sacul respectiv, de culoare respectivă, nu ce vrea el. Că el mâine, când l-a primit, îl folosește la altceva. În dispoziția primarului le-am dat de așa natură să aplice și sancțiune că nu mai merge altfel. Deci nu mai merge. Altfel, nu se poate. Noi dăm amenzi și dăm amenzi din banii publici, din spatele unor oameni care sunt de bună credință, care își achită impozitele și taxele la timp și, în aceste condiții, trebuie să-i constrânge pe cei care sunt certați cu legea. Și știți destul de bine cei care sunt certați cu legea. Încarcă, în căruțul nu-l interesează. Băi, omule, dar nu știi cât trebuie să colectez. Păi, dar n-am știut, eu n-am primit niciun sac. Tot felul de tipuri de acest gen. Deci și în situația asta trebuie să-i constrânge mult mai mult. Am ajuns și cred că ați văzut și în ziarul Deșteptarea de ieri, așa, ce scrie acolo, poliția locală în toate localitățile caută prin gunoi să găsească facturi, să găsească cupoane de pensii, să găsească un extemporal al numitului un copil, să găsească niște date de așa natură, să aflăm cine este persoana, să-l putem sancționa. Le-am dat avertizmente, chiar aceeași persoană, o repetat de mai multe ori. Le pune în mașină, le duce la negrii, la cucuieți, le pune în mașină, le duce acolo, unde stă consilierul noastră, Mihaela Cazacu, în vârful părăului, să vedeți și este acolo. Le pune în mașină, le duce pe părăul socilor, mai sus de zona unde asfaltăm noi, acum ne aruncă acolo.
în situația în care poate să ne scoată la poartă. Containe negre de 120, așa cum am pus pe știri Dofteana, trebuie să scoți cu noi menajer. Vom ajunge și vom face acțiuni de acest fel, îi răsturnăm containerul la poartă, nu cărăm, iertați-mă, bărăgarte la graști, nu transportăm găinați de găină, nu transportăm bărăgarte la porc, nu transportăm surcere de la tăitor, nu transportăm ce? Rumepuși. Am spus că asta le scoatem la tractor. Ce? Biodegradabile, da? Adică hălăciuga de la vie, de la pomii fructiferi, care este o lume zile, îi curățăm. Fă o snop frumos, nu mi-a scos grămadă la poartă. Dacă ai materiale de construcție, pune-le în sac și leagă sacul la gură, viu și ți-l iau. Sunt materiale de construcție, le duc la materiale de construcție, acolo unde avem o groapă aprobată din hotărârea Consiliului Local, în care sunt materiale de construcție și nu pun în pericol viața și sănătatea populației, da? Biodegradabile le putrezesc, da? Dar nu pot ca să-i scot și să pun în containerul de 120 de litri, să-mi trag la cântar și eu depășesc cantități de tonaj și la cantitatea de tonaj sunt cei 60% care ar trebui să fie ce? Colectat selectiv. Și la anul vom plăti și mai mult, și mai mult, și mai mult pentru unii oameni care nu vor să înțeleagă. Ține containerul acasă cu altceva, când am găsit, și scoate într-o plasă, așa mică, și o agață în gard. Cel de la România nu ia din gard. Ia containerul, ați văzut cum se plătește. Nu în Dofteana, peste tot. Și haideți să vedem, să trecem granița, Otară, dincolo, către Covasna, în partea cealaltă de la Chimea și la Deal, și acolo, domnule, sunt tot oameni. Și uitați-vă dacă vedeți un pet din Ghimeș și până în Neatfreciuc. Dacă vedeți unul, nu două, unul. Și aia sunt oameni care sunt consumatori de apă, de bere, de doze, de țigări și așa mai departe. Deci, nu putem, până acum am zis, umblăm un pic la conștiința fiecărui om. Dar nu, de acum umblăm la cei care au rea voință. Și le aruncă. Și le aruncă. Adică în spatele casei unui o singură casă. Păi plin de gunoi. Și o spun, nu l-am adus eu. Da? Nu l-am adus eu. Nu, dar cine putea să aducă? Nu se poate așa. Haideți să facem front comun, de așa natură, să colectăm selectiv și fiecare să fie înțelegător, căci la poartă se scoate. Uitați-vă la orașul Târgoviște. Săptămână, cred că azi, o săptămână sau două. Sacine că la poartă, aici, pe strada Cerebri, pe Bulevardul Republicii, treceți fiecare. Așa, în Țărăncuța, pe Poetiu în Grămadă, zonele astea către Salină. Dar da, oare chiar nu putem, bineînțeles, și pe acolo, pe Rogorice, că e dezastru cât de rog, toți. Nu putem chiar în halul ăsta, vine mașina la poartă, ridicăm cu tractor, ridicăm selectiv, ridicăm miercurea de la societăți, ridicăm joia și vinerea cu noi menajeri. Dar plătim anul trecut 10 miliarde, 12 miliarde. O să ne scadă când am selectat petul și așa mai departe. Dar sunt niște valori mici. Dar în schimb, cât sunt, cât nu sunt, trebuie să fii conștient că să vă leagă sacul la gură și scoate dar la copitoare. Și ca să nu încapă multe, tortește-le, băi, ople, fii înțeleg de tot. Nu vrem. Nu se poate să. Nu avem cum să mergem așa până la sfârșit. Nu avem. În schimb, avem o lună de zile de când încasăm impozite și taxe. Să spun așa, 10% dintre cei care au venit și au plătit până astăzi, plătește și pleacă. Dar diferența, toți, îi mult cu noi. Îi mult cu noi. Cu 9 lei, 8 lei kilogramul de benzină sau motorină, vine mașinile rompresului câte 4, câte 2 drumuri, vine și la colectarea selectivului 4 sau 6 mașini și tractorul în fiecare zi. Da. Acum fac revizii cu o firmă de la Brașov, de acolo aparține tractor. Vine ăla, îi schimbă ulei, vine ăla și vezi, Doamne, că trebuie să făcut ceva, tractorul are vreo 2 ani și ceva, dar poate o ieși din garanție. Da, trebuie să plătesc lucrurile astea. De unde le plătești? Din sumele de bani care o să le vedeți în buget, Și din acești bănuți trebuie să achiziți serviciul la tractor, serviciul la buldoi excavator,
piese de schimb, schimbă cardanul la excavator, 90 de milioane, da, ca să le poți întreține, să meargă pe drum și ce să facem. Pe lângă aceste utilaje ne mai trebuie și 10-12 oameni care să colecteze toți. Nu vorbesc de 416, nu vorbesc de cei care fac la locul de muncă care au dosare penale. Da. Deci, doamna viceprimar, n-avem altceva ce face decât numai să colecteze. Și bine ar fi fost. Asta e de la mine putere așa. Ați văzut, era coada până în stradă când s-au ridicat ce? 12 miliarde la încălzire. Acești 12 miliarde la încălzire stăteau pe 2-3 rânduri, 2-3 zile. Dacă venea fiecare câte un sac, domnule, nu-ți dau bani, vii cu un sac și stă de vorbă. Aveam un morman cât dispensarul de sac, nu? Aduși și colectați de pe râuri și pe râuri. Dacă acele 12 miliarde altele care am dat burse sociale celor de la școală, care o parte din ei s-au pozat cu ursul prin București, Constanța și Brăila, știți ce vorbesc? Aici au fost pontați sau încercuit de către dirigenți sau învățători absentul, că e bolnav și el era cu ursul în Constanța. S-a pus și pe Facebook, da? Dacă la aceștia, băi frate, ai venit la școală, fiecare copil, că tot noi aruncăm chipsuri, tot noi aruncăm doze, tot noi aruncăm pachete de nu știu ce, fiecare să vină tot cu un sac, să facă o acțiune școală. Vă facem o acțiune de ecologizare, da? O veni mămicile, au luat ce au luat? Au luat burse sociale, burse de merit. Bineînțeles, este meritul acestor copii din banii publici care toți din țara asta dăm impozite și taxe, nu? Da. Dar haideți să facem și partea cealaltă, nu? Să fim curați. Să fim curați. Să fim curați. Ne ducem la Ciunget. Uitați-vă ce pe parte și pe altă. Adună de la de pe 6 dofteri pe care ne vine și până la Sărării sau la Ciunget, primăvara când face 6-7 camioane. La Părău Adânc, la Părău Șerchilor, așa cum spune. Am ridicat cu tavă cei de la Ocolul Sidric, împreună cu partea de ai noștri, am ridicat cu tapul, nu se putea. S-au coborât persoane acolo de la Ocol, au legat într-o cupă și au făcut ei o cupă specială amenajată și au tras cu troliu de la taf ca să poată să scoată mizeria de acolo. Și acum iar înapoi, la fel. Toată lumea, de ce nu puneți, domnule, un afiș? Domnule, sunt Freddy Mare, zis primul loc. Dacă tu ești conștient și ai și mașină, înseamnă că ai și permis, nu? Și știi carte, știi să citești, nu? Îl pui în mașină, sacul, te duci acolo noaptea și le dai de râpă. Ce afiș? Ce treabă are afișul? Faceți calcul și vedeți cât e un afiș de el. Cât costă? Cât panouri? Degeaba. Dom'le, îi dăm sancțiuni degeaba. Arată, spune, dom'le, ce face poliția locală? Știți ce face poliția locală? Sunt trei polițiști locali care spuneți-o și mie, ăla aruncă acolo la negrii în momentul ăsta și noi avem poliția locală pe 600 de ori. Ce cu asta cu omul? Spuneți-mi. Da? Iar la poliția locală, partea noastră, avem un post scos de 45 de zile și nu a venit nimeni până astăzi să întrebe nimic, să dea un telefon. Da? Nu mai vine nimeni. Nu mai vine la Poliția Națională. Nu le-au acoperit postul. Motivul numai el știu. Da. Și este motivul că trebuie să lucrez cu omul. Iar cei de la poliția locală, dacă au văzut peste tot, se duce și cauți în gunoaie. Polițist local cu studii superioare, ți-ai mănuși, cauți în gunoaie să vezi cine a aruncat acolo. Nu? Și când îl găsești, după ce l-a găsit, vine la mine, stă o oră până poate să intre la primărie și atunci vine, nu el, l-am lăsat în coșul de gunoaie, cred că l-a dus un câine. Adică îți vine pachetul la curierat și scrie numele tău, cu numărul tău de telefon, cu adresa ta, da? Nu l-am dus eu, dar cine l-a dus mâine? Eu l-am pus în coșul ăla verde din stația din Prăbuș, cred că l-a luat un câine. Câinii cară cartoane. Deci cară cartoane sau pietru și te duci, nu știu pe unde. Nu se poate. Nu se poate. Sper că mă aude mai mulți despre ceea ce vorbesc. Dacă am luat vorba despre câini, în dimineața asta au apărut pe masa primăriei comunei Doctor Daivinită de seară printr-un fax. După tragedia întâmplată în București, acum ne presează cine?
prefectura județului Pirul, reprezentantul guvernului teritoriu, poliția animalelor, să prezentăm o hotărâre a Consiliului Local în care se rezulte înființarea serviciului ăsta. Nu înființarea serviciului de ei care să aștept ridici, ci trebuie să-i prezinți lui planul, proiectul și bugetul. Faptul că ai construit sau vrei să construiești undeva și ai terenul, ești proprietar și ce? Acolo, haideți, uitați-vă în lege, toți, să vedeți că îți trebuiește medic veterinar. Angajat din banii cui? Din banii publici, a oamenilor, da? Să ai padoc să-l duci acolo. Dacă, Doamne ferește, e rupt un picior la un câinic, când l-ai prins de acolo, vedeți dumneavoastră că pentru un câinic pățăți asta să protejează mai mult un câinic decât un om, da? Asta este marea majoritate, așa asta este rezultatul. Despre asta vorbim. Ne este frică la toți. Bun, e un câine care vine la școală dimineața și conduce prin copilaș. S-a învățat cu el, s-a dat acolo. Da, când îi zici, nu, că atâta s-o atașa băiatul de el și stă la poartă acolo. Îl dai afară să nu cumva să dai în el, îi pune granule. Uitați-vă și știți că nu s-a granule, îi cumpără granule, îi dă-i mâncare acolo. Deci toți acești clienți, să nu mai au vorba asta, eu adus o mașină. Așa se vorbește în toate, o mașină. Păi, oameni buni, haideți să discutăm situația. Când i-am prins, o venit. Ne la Borș. Bă, să mă miloască. Mă mănâncă, vine niște mistrese de pe deal și dacă vine la mine în curte, uitați, o venit până în părău, așa, la vecinul, la bâtă, la pinte, la nu știu, bă, eu, nu, nici n-atinge gardul, mă uit la el, câini graș. Și el are venitul minim garantat. Deci nimic nu are decât trăiește în alocația copilului și bursă socială. Da? Și cumpără granul la câini. Despre asta vorbim. Și câinii stă în drum. Da. Astăzi ce facem noi? Deci posibilitatea că n-am cum, eu nu pot să mint instituțiile statului, că sunt un direct răspunzător pentru așa ceva, nu pot să vin în fața Consiliului Local că înființez. Când deocamdată nu am unii să înființez, trebuiește personal angajat și totodată buget, deci de în banii oamenilor din Dofteană, trebuie să pui acolo. Anul trecut numai 2-3 luni au colectat doamna vice aproape 25 de câini. Și 900 de lei, 9 milioane și 10 milioane să dorim câinii. 250 de milioane am dat anul trecut, da? Și i-am colectat pe toți. Acum avem informații. Unde sunt? La rotil, la parcul de petrol, la... peste tot plin, da? Ne ducem și rău. Nu am putut face contractul, că astăzi aprobăm bugetul. Din mâine fac contractul, ia nu pe ei. O veniți și să vedeți factura din luna martie. Adun 30 de câini și 300 de milioane. Cu aceste 300 de milioane aș putea să fac ceva, da? În Dofteană. Nu. Plătesc penalități la mediu și plătesc ce? Colectarea acestor câini care fiecare dă drumul, aiurea, nu. Pe cei care îi găsesc pe stradă pot să fie oricine sau orice câine de rasă, va fi ridicat cu o firmă autorizată și duș la adoc, la ei acolo. Ei au metodele lor și răspund. Au medic, nu au medic, e ONG, e firmă, nu mă interesează. Eu luat, noi am pozat că scrim și atâta tot. Nu s-o atașa de el, nu că-i dă mâncare și așa mai departe. Nu se mai poate. Deci fac apel să mă înțeleagă toți. Cine are câine să-l țină în curte și legat. Apreciez că are grijă de un animalus, da? S-o atașa de un câine, s-o atașa de pisică, da? Ține-l în casă, ține-l în curte. Și legat. Și doar atât. Pune în pericol copiii. Mi-a fost frică. Am deschis anul școlar. I-am adunat pe toți de pe toate părăile și din curtea școlilor. Mușcă un copil, o mușcă de față, îl distruge. Se sparge toate în capul meu. Oare de ce? Pentru că oamenii nu înțeleg, nu? Motiv pentru care săptămâna asta facem contractul tot și poate chiar și săptămâna asta plecăm. Doamna Camara, până în dimineață prezentați locurile împreună cu poliția locală, da? În mod direct. Îmi spune mine de acolo, consilieră, domnule, că eu atras cineva atenția, domnule, vină câinii, sunt grădină, casa e părăsit, ei sunt plecați în afara granițelor și îi plin de câini. Cu părere de rău, eu acolo nu am voie să intru, în proprietatea nimănui. Fără acordul lui, bineînțeles. Eu nu mă duc să-i colectez câini acolo. S-au învățat toți, domnule, aia sunt la București, uite acolo la cutare care îi pleca de acasă, îi plin de câini. Vă rog să mă iertați, nu pot să intru în curtea omului, nu am voie, nu-mi permite legea. Da, dar voi ești în drum, în stradă, l-am luat. L-am luat. Și sunt câini grași care nu. Câinii nu pot să fie grați. Să aibă pielea pe el de un deget, de un centimetru. Până nu
mănâncă, cei subnutriți se cunosc, da? Dar cei care mănâncă bine are blană frumoasă, are gâtul gros, arată bine. Și mulți sunt și periculoși. Am încheiat această rubrică, vă rog să continuăm. Dar deja cum mai sunt discuții, avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot, cine este pentru? Împotriva abținerii, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerilor de extindere la rețeaua de iluminat public în satul Găgheac, zona Vasilui Ionelu, Cârcu, Aurel și Toti, strada Brazilor, groapa mașinii. Mihai, explicați ce este. Da, la cererea unui cetățen din zona groapa mașinii, trebuie extins 2-3 stâlpi, 150 de metri de branșament și cel puțin 2 lemne. Acolo, de la Nelul Vasiloiu până jos la Aurel Cărbura și tot. Nu este nimeni din loc în zona respectivă, oamenii au solicitat. Ar fi bine să contăm 2 lemne. Am făcut referință și prima asta. Ia să-i vorbim. Da. O să ajungem la toate. După aprobarea bugetului, ca să tot ne dă, dar avem în jur de 15 miliarde. Are nu știu numai de la buget, de la Consiliul Județean. Putem? 16. Bun. Înseamnă cum ai pus. Bine. Dar ce vreau să vă spun? Acolo vom extinde iluminatul public. Vreau referat. O să urmez o ședință a Consiliului Local în cursul săptămânii astea. După aprobarea bugetului, toți acei care ați venit cu inițiere de proiect, criticul Mihai de acolo, criticul Mihai Cătălin, vreau referat făcut de voi, semnat de către cei care sunt beneficiari locului acolo, că până nu v-a dus cineva la cunoștință, vă duceți și voi noaptea, știu și ne-am văzut de voi. Semnat de fiecare, pentru că sunt niște investiții. Cătălin, tu, am făcut de așa natură să îndeplinesc promisiunile făcute de 15 ani față de vecinii de acolo, în legătură cu zidul, care este destul de costisitor, mă duc la 10 miliarde, să pot să-l fac, o saltea jos și 3 rânduri de gabioane. Știi ceea ce vorbesc? Măsurătorile s-au făcut. Estimativ aș ști prețul, în vii cu referat făcut și sprijinit de aparatul de specialitate, cu semnăturile tuturor acolo, pentru că pe partea dreaptă l-am făcut prin proiect european, pe partea stângă am intenționat să-l fac prin Compania Națională de Investiții, am depus documentația, depunând documentația, apare în documentație ce procesul verbal emis de către Comisia de Specialitate a Prefecturii și Inspectoratului pentru Situații de Urgență 2018, 2019, 2020 afectat. Dar nu s-a alocat niciodată niciun bănuț acolo. Am depus la CNI să-l fac prin fonduri guvernamentale. M-a sunat la CNI, domnul primar, dacă aveți din 2022 faptul că a fost afectat de inundații. Ori în anul 2022 a fost o secetă aici la noi și eu nu am avut cum să aduc comisia. Și nici nu pot să mă apuc să fac modificări pentru că asta este ilegal și nu o fac. Mă înțelegeți? Deci, să sperăm că în anul 2023, până la 31 decembrie, lucrarea va fi gata acolo. O veni buldozer de capacitate mare, Yamaha până la al doilea rând de salcâm a lui Dizdrobitu. Știi că are unul, da, și are celălalt al doilea. Și reîntrăgirea zidului cel mare, final, care dăm o parte din el și venim cu pantă, de așa natură să stabilizăm, că în primul rând se stabilizează drumul, da. Casa proprietarului, da? Și pe rău are cursul ei, oftenița. Deci astea toate vor implica și vor intra în bugetul de anul 2023, printre care și alții care le vedem, dar prioritatea numărul 1, asta este despre care l-am spus. Da? Vă rog să continuați. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Disfavorabil. Supunem la vot cine este pentru? Împotriva abținerii, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre
pentru reorganizarea activității Biroului de Asistență Socială, Arhivă și Registru Agricol, prin organizarea unui compartiment distinct de asistență socială și arondarea activității de arhivă, compartimentului Registru Agricol și Arhivă, precum și actualizarea statutului de funcții și organigramei funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Domnule primar? Da, spuneți. Acest proiect vizează reorganizarea activității Biroului de Asistență Socială, Arhivă și Registru Agricol, prin organizarea unui compartiment distinct de asistență socială, ca urmare a unei adrese de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și potrivit articolului 1 din anexa 3 HG 797 pe 2017. Arondarea activității de arhivă va fi distribuită compartimentului Registrului Agricol. De asemenea, tot aici avem un proiect de completare a referatului de aprobare 353, prin care se reorganizează și compartimentul buget contabilitate, unde vor fi prevăzute două funcții publice, el având doar o funcție contractuală și o funcție publică. Mutăm din compartimentul salarizare și resurse umane, mutăm o funcție publică în compartimentul buget contabilitate. Astea sunt modificările statului de funcții și organigrame pentru anul 2023. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Comisia Rudnica Luța Murată, ce sunt? Cine este pentru? Împotriva abținerii s-a votat numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62.570, poziția 90 în domeniul public al Comunei Dorteanu. Deci se propune actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62.570, poziția 90, în domeniul public al Comunei Dorteanu, în sensul introducerii adresei respectiv strada Valea Lărgii, precum și a modificării suprafeței din suprafața de 3.986 metri pătrați în suprafața de 4.084 metri pătrați, lungime 595 metri liniari. Doamna Muru? Este vorba despre strada Valea Lărgii din satul Larga, unde în urma realizării efectiv actioane, s-a rezultat la măsurător o modificare de suprafață pe 98 de metri pătrați. Alte discuții? Dacă mai sunt avizul comisiei? Comisia juridică avizul amurat, acest votul meu. Suprem la vot, cine este pentru? Împotriva abțineri? S-a votat numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării în structura funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului, ca urmare a raportului de evaluare pentru perioada de stagiu a doamnei Cimpu Mariana Alexandra, cu un calificativ de evaluare corespunzător din inspector clasa 1, gradul debutant, în funcția publică de execuție, inspector clasa 1, gradul asistent, în cadrul compartimentului asistență socială și arhivă. Da, în cadrul acestui compartiment a venit doamna Cimpu Marina Alexandra, în urma stagiului de 12 luni, a avansat la gradul asistent. Discuții, dacă nu sunt? Avizul comisiei? Aviz favorabil, cer votul pentru. Supunem la vot, cine este pentru? Împotriva abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de interes public local. Articolul 1. Se propune declararea unor imobile ca bunuri de interes public local, teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, Sat Ștefan Bodă, strada Costache Negri, numărul 15, suprafață de 444 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Teren situată în intravilanul Comunei Dofteana, sat Hăgheac, strada Unirii, numărul 61 și numărul 63, suprafață de 298 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Teren situată în intravilanul Comunei Dofteana, sat Dofteana, număr cadastral 60.260, suprafață de 298 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 3 la prezentul referat. Teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, sat Dofteana, număr cadastral 61.183, suprafață de 42 metri pătrați, categorie de folosită curs construcții, conform anexei numărul 4 la prezentul referat. Da, e vorba despre declararea de bunuri de interes public, dar mai pot să le introducem în domeniul public.
vreo 4 terenuri, unul în satul Ștefan Bolte, unul în Tăgheal și două în centru, în spatele blocului la Calat. Da, deci proiectele 12 și 13 se referă la același conținut. Declararea și înfrângerea. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiei. Desfavorabil. Supunerea la vot, cine este pentru? Împotriva, abține să fac numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafață de 1587 metri pătrați, teren arabil situat în intravilanul satului Dofteana, în strada Izvorului, numărul 8, având număr cadastral 64.945. Domnule primar? Da. Cred că una din ședințe v-am spus, ianuarie sau în decembrie, vă spuneam despre acel teren care l-a achiziționat în luna lui februarie, intenționăm să... pe strada Izvorului, care el face legătura cu strada Livezii. Merge până în hotar cu cimitirul, iar până la cimitir venim cu drumul dinspre câmp către și face legătura. Vom intra și vom ieși în drumul județean. Suprafața terenului, v-a spus 1587 de metri pătrați, din discuțiile purtate cu proprietarul care este doamna Nicoleta Ilimia, ne-a spus, eu nu pot să-l dau, este intravenant fără 10.000 de euro. 10.000 de euro sunt 50.000 de lei acolo. Deci 1587 de metri vine cam o prăjintă. Așa. Terenul este foarte bun, dar nu e bun pentru construcție acolo, decât doar atât pentru asfalt și o parcare pentru biserică. Din ceea ce am verificat și este liberat, trece conducta transgazului, aia mare, care este undeva la domnul colonel aici. Trece conducta mare de apă, Ionită, da, care ajunge la Poplan. Exact. Și trece Compet, care au zestrea lor pe conductă. De aici trebuie să obținem cele trei avize pentru a putea moderniza. Adică, ceea ce am făcut și până astăzi. Aviz de la Transgaz, care ne chemim cu ei, vă mai spun și partea aia, ar fi trebuit, sau v-am spus-o, drumul 131 care face legătura cu Seaca și drumul de pe strada Levezilor este supra-traversat de către, nu, sub-traversat de către conducta de la Transgaz. Nu este bun, să vedeți ce surpriză. În aviz, mi-a cerut să bolesc conducta de gazele pe motorizată, și să mă costă 10,5 miliarde zestre de pe aia. Deci gazele să fie evacuate, să facă deliere la conduct. Să fie la distanță mare de peste 30 de metri față de cum este acum. Bineînțeles, să expropiez oamenii de acolo, să le dau bani sau să le dau teren și să mai dau și 10 miliarde jumătate. Motiv pentru care am fost la București, în audiență. Că nu am avut ce să fac. Așa. Și am obținut că m-am dus cu dovada drumului agricol, care subtraversează în trei locuri la drumul agricol, conducta de gaze, și atunci mi-a dat aviz favorabil prin niște plăci de monolit de beton peste conducta de gaze, în caz, Doamne ferește, de orice, de-aia fac plăcile din monolit, repar defecțiunea și să continui lucrarea. M-am dus cu avizul ăla care m-a salvat, și le-am salvat și pe celălalt, de mi-a dat aceeași soluție cu plăci de monolit. Aceeași soluție trebuie să ne dea și pe acest drum care noi achiziționăm acest teren. Înțelegeți? Așa, iar trebuie să fac demersul. Și aici va fi o cale de acces. I-am făcut o ridicare topo, de așa natură, să ieșim la biserică și după aceea să continuăm drumul și să ieșim în strada care vine pe strada Pieții, zice, da? Da. Sper că e o situație destul de bună acolo. În vecinătate mare, un o persoană față de teren. E posibil, dacă este dispus cândva, să-l achiziționăm și pe celălalt. Pentru că la biserică este de neîncăput. Totul ce scoți la biserică și vedeți că împolonează mașinile acolo, mai vine și o căruță cu balastul de acolo, jos, că vrea să facă modernizare la un mormânt și deja s-a blocat tot. Noaptea de vierii trebuie trei polițiști ca să putem să deblocăm acolo. Știți, că nu se poate ajunge.
Nu vorbim de mormântare, nu vorbim de Doamne ferește, un foc sau altceva. Dacă o lua foc ceva la biserică, vă întreb, Doamne ferește, așa, pe unde întorci mașina? Pe unde întorci mașina în copiii, spuneți-mi și mie. Nu ai primul de mine. Vine toate mașinile, cum am învățat pisata, când a fost explozia cu buteliile alea, și nu mai poate da înapoi, se alimentează una pe alta. Și vă dați seama cât de mult îngreunează, dă un foc la biserică sau altceva. Așa, dacă avem de partea de altă care de acces, păi altceva, da? Este altceva. Noi vrem să aerisim toate căile de acces, să fie destul de largi, acolo trece conducta de apă a crabului, în care putem să facem un hidrant, Doamne ferește! Ai venit cu mașina, ai alimentat mașina de pompieri, asiguri tot ce trebuie acolo. Doamne ferește de foc sau altceva. Ăsta este obiectul acestui teren care vă supun spre analiză și aprobare ca să-l achiziționăm. Da, deci dacă mai sunt discuții, avizul comisiei, supunem la vot cine este pentru, împotriva abținere, s-a votat numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 ale hotărârii Consiliului Local numărul 148 din 24 octombrie 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului îmbunătățirea serviciului local de salubritate, gospodărire și dezvoltare comunală prin dotarea cu utilaje specializate în Comuna Dofteanu și Bacău. Doamna Soluțelor? Da, este vorba despre proiectul care s-a aprobat în octombrie 2022. El a fost depus la Galbania Muntelui, unde a primit eligibilitatea. Mai departe, a plecat la Cluj Județean pentru investiția, finanțarea investițiilor locale, unde am intrat în evaluare de eligibilitate și am primit o serie de clarificări la care trebuie să facem răspuns. Clarificări de fac referire la specificațiile tehnice ale utilajelor pe care intenționăm să le cumpărăm prin proiect. Știți că vrem să luăm un utilaj cu șenile și o autocamionetă nouă și un triciclu, în sensul că s-au mai redus din specificațiile tehnice, astfel încât să avem o paletă mai largă de ales la utilaje și atunci am căzut de acord cu doamna expert să mai reducem din aceste specificații tehnice și totodată la buget, de asta sunt două anexe, anexa 1 face referire la tehnic și anexa 2 la deviz și au fost o serie de modificări de formă, deci nu s-au luat la sumă. Deci acest proiect european, scuzați-mă, el a fost depus. Am trecut de prima fază la FIRGA. Avem conformitatea și acum facem această modificare care a putut după aprobare. Te rog să pleci, ai mașina aici, dacă mai ai mașina. Am și 21, mai am și așa. Și comunici hotărârea să ajungă la fir să obținem eligibilitatea. Acest triciclu care spune fata și vă spunea și lui, 15.000 de lei. E venit cu ofertă. Ăsta ne-a recunoscut până în prezent Bodo Escavatorul cel mic și autocamioneta, dar triciclu să venim cu finanțare, adică să achităm noi de 15.000 de lei. Da. El face parte din acest proiect. În bugetul anului 2023 este prevăzut. Deci această sumă de bani o vom da noi. Așa e la firmă. Și după aia ne rambursează ei. Dar proiectul trebuie să fie ață, făcut cum trebuie. Continuăm. Alte discuții, dacă nu mai sunt. Avizul comisiei? Avizul comisiei, probabil. Supunem la vot cine este pentru, împotriva abțineri, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului taxei pe teren a terenurilor administrate de Administrația Bazinală de Apă Siret, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău. Care am felul în fiecare an în decenată, așa, pentru că asta este baza legală. Avizul comisiei? Supunem la vot cine este pentru, împotriva abținere, s-a votat numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Școlii Gimnaziale Cucuieți, Comuna Dofteana și constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Scarlat Longin, Dofteana, a imobilului sală de sport școlară, combustibil solid, situat pe strada Parcului numărul 16, sala Dofteana, Comuna Dofteana. Domnul
În luna iulie 2021 a fost dată la bineînțarea școlii gimnaziale Bucuieții, modul în sala de sport de pe strada parcului. Iar în luna septembrie 2021, în urma încetării personalității juridice a școlii gimnaziale, este necesară lucrarea la bineînțarea către școala gimnazială de statat în Bucuieții. Discuții? Da. Astăzi, la ora 16, avem ședința Consiliului de Administrație la școală. Rog cei care faceți parte din Consiliul de Administrație la școală să fiți prezenți, inclusiv eu. Cu toate că avem alte subiecte și am foarte multă treabă. Și n-aș putea să vă spun că, gata, de acum eu mi-am nepoții, duc la o altă școală, mă interesează școlile din Dofteana. Nu mult, extraordinar de mult. Și vă rog să mă înțelegeți, 100%, vă spun, nu sunt mulțumit. La câți bani băgăm în aceste școli, autoritatea locală, Uniunea Europeană, toți cei din Guvernul României care au aprobat atât de burse sociale, burse de merit, tot felul de burse, anul 2023, 12 miliarde, anul trecut, 12 miliarde, anul acesta, masă caldă de 12 miliarde, iarăși, la 1119 copii, indiferent din ce școală, largă, Bucuieți și de Pământ, toți, prin eforturile făcute de noi, nu aș putea spune că nu mai merg, toți am contribuit cu ce. Dar, vă arăt și vă demonstrez, data de 23 decembrie, fiind zi lucrătoare, care noi am lucrat, instituțiile statului, care acești copii de pe data de 22 le-au dat drumul acasă și la revedere. Da? Nu-i interesa nici pe unul. Mulți dintre cadrele didactice au fost în activitate, chiar dacă au fost în vacanța de pe data de 24 până pe data de 9. Ei pe 3 au început școala. Am vizualizat și camerele de la vedere. Au semnat cu Andega și la școală n-au venit, aveau activitate, nu au vrut să-și ia concediu, sunt în activitate. Și astăzi voi primi toate vizualizările și diseară le prezint la ședința Consiliului de Administrație. Întreb, 22 și 23 decembrie, când fiecare copil a primit câte un pachet, de mâncare, plătit din banii publici, da? Și copiii acasă. S-au dus 3-5 bani publici. Oare acele cadre didactice, cine a semnat? Condica. Cine a semnat? Primește salariu. Iar astăzi, în ședința Consiliului Local, vom aproba ce? Transportul acestor cadre, care ei anul trecut pe această vreme, li s-a solicitat de către Primăria Dofteana, vă rog să ne comunicați în scris numărul cadrelor didactice care sunt navetiste, vin de la Comănești, de la Dărâmănești, Târgu Ocna, de la Onești, unde vin, cu microbuzul sau cu mașina proprietate personală și decontăm în baza legii abonamente CFR, combustibilul, să vină la școală. Ei n-au venit, dar cineva le-a semnat contrică, da? Ne venim la școală, vin după transport, pentru că se duce și scoate un bon de benzină. De la cineva la Pepo, o cafea, scoate un bon din motorină și plătim din bani publici. Da? Copilul cum e copilul? Cu toți am fost ele, da? La școală. Când era liber, era cel mai bine. Dar acum nu e așa. E liberul lor, a cadrelor didactice, e liberul celor auxiliari, că dacă nu a venit șeful, și așa, când vine șeful, trebuie să stai pe capul lui, să-l urmărești, să facă treabă, să dai de treabă, să-l verifici dacă a făcut treabă. Da? Toată lumea acasă pe ce? Pe bani publici. Da? La urmă, la anterior ședinței Consiliului de Administrație, am fost prezent acolo. Nu am nicio lipsă. Mă duc permanent, mă interesează situația tuturor copiilor din Dofteana. Și mă duc acolo. Seara după ora 4, care este destul de obosit, dar mă duc acolo. Da. Ce au pus la aprobare? Dar a fost un aviz consultativ, a fost obligatoriu. Le s-a mai dat de la sindicat, prin comisia paritară, încă 10 zile de concediu de odihnă. La auxiliari. Da?
Cred că și care, dacă ce, nu, doamna viceprimar. Nu, la auxilier. Bun. Deci un fochist de la o școală are 40 de zile de concediu de odihnă plătit din bani publici. 40 de zile. Primarul are 25 de zile. Doamna secretară, 40 ceva de ani de muncă, 25 de zile. Ca să poată să ia o zi liberă, vine o sâmbătă, o duminică lucrează, altfel nu-i dau, da? Fochistul 40 de zile. Faceți calcul câți fochiști sunt, oricâte zile, și vedeți dumneavoastră de la 15 iunie până la 15 septembrie, stă acasă. Perioada în care se transportă lemne, se transportă din april, din mai, și atunci trebuie stăiate și pus la locul lor, da? Mă duc cu cine? Oameni la primărie, le dai lemnele că ăștia au între 20 și 24 de zile, 25 de zile. Amărâtul. Da? Le dai lemnele, le crăbli și așeză. Și vine și câte unul la ei, o femeie care vine acolo, face și ea săraca ce poate, că o femeie se merge. Așează lemnele. Da? Le s-a dat și asta. Le s-a dat și de sărbătorile toate. Acum au fost prelungit, da, weekendul 23-24 și așa mai departe. Stăm toată lumea acasă, stăm până marți, ne ducem la școală, dar o nins, o dat Dumnezeu un pic de lingări. Parcarea, până s-o zis doamna viceprimar, băi, cheamă-ți oameni de acasă și pe parcarea, că mâine vii la școală cu mașina și nu mai poți intra. Sau derapezi, ți-am adus nisip într-o cutie special amenajată, să poți să intri microbuzul școlar în curtea școlii, da? Și să întoarcă acolo și să nu se accidenteze nimeni, da? Nimeni, nimic. Nimeni, nimic. Motiv pentru care mă duc, spun cu mâna bine, arde inima mea când îi văd. Mă strofoc, dar aici fac apel să mă audă și părinții. Și voi face în luna în februarie o ședință cu toți părinții din toate școlile la Casa de Cultură. Toți să vină și îndemnați pe toți să vină. Dacă nu mă ajută, nu pot. Eu sunt omul care spun realitatea, nu ies să spun. Am rezultate. Vedeți ce rezultate au copiii și așa mai departe. Ce rezultate au copiii? Eram în București. Am fost și am semnat un contract. Și am sunat de acolo. Dom'le, e ziua lui Mihai Eminescu. V-am făcut bustul lui Mihai Eminescu în fața școlii. Nici o acțiune, nici o poezie, nici o coroană, nici o acțiune în fața bustului. Oare ce faceți? Vai, am uitat. Din trei directori. Da? Două directoare erau la Bacău, dar mai este încă unul director ajuns, da? Nimic. Telefonul, Facebook-ul și atât. Da? Despre asta vorbim. Asta este mulțumirea mea. Eu le spun. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Eu vă spun clar. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Asta pot să vă spun. Când le-am spus, le-am dat saci, dom'le, colectați selectiv. Ce colectați selectiv? Măturătoarea din curte, în containerul mare, peturile peste cartoane, doze, toată mizeria, surcele, bucăți de lemne, în altă. Domnul director, dați-vă, domnule, uite, îi motivează pe ei. Înțelegeți? Cum îi motivează pe ei? Domnule, nu au știut, nu au avut timp, ălalt a fost liber să s-o întâmplă ceva. Despre asta. Despre asta. Ăsta este nivelul de asta. Despre asta. Împreună cu cei din Consiliul Local care facem parte din Consiliul de Administrație al Școlii, nu am fost de acord, o să recuperăm câte o oră. Ce recuperați? Pentru ziua de nu știu când, când s-o recuperați? Pentru 23? Da. Nu. Nu, știți, doar... Și în decembrie, în ianuarie. Și în ianuarie. În ianuarie. Azi că recuperați, că era tot așa un punct de făcut. Ce să recuperez? O aprobat Consiliul de Administrație și primim din telefon, dacă suntem de acord, să stei toți copiii acasă în ziua, când trebuia să recupereze. Dar nu era vorba de copii. Era vorba despre cadrele didactice, ca să stea acasă încă o zi, să nu vină cumva din timpul programului sâmbăta. Cum să vină din liber sâmbăta? Să stea non-stop. Și suntem de acord, inclusiv cu liderul sindicatului intervenit, să învețe online. Întreb. Copilul ăla la grădiniță. Sau grădinița cu rampe lungi, ce-i spui bă, la online? Ce? Ce-i spui online? Clasa 1, a 2, a 3, ciclu, ce-i spui? Toată lumea online, toată lumea acasă,
toată lumea drepturi, toată lumea burse, toată lumea pachete, iar noi candidați și să stăm unde? Acasă. Acolo este bine. Mă uit, trebuie să stau după ei. Astăzi știu unde sunt eu, sunt sigur. Mă ascultă, mă văd mulți dintre ei. Cum am ieșit pe poartă, deja știe tot. Primarul e plecat la București. Nu dau o corba. O plecau primarul. Primarul e bau-bau. Când, nu, am informații. Microbuzul școlar la ora 11:30 în fața școlii. L-a luat copii. Când primarul nu e aici. Când primarul e aici, băi, vine domnul primar, băi. Dacă nu sunt ajutat de părinți, nu aștept să mă ajute candidat, nici când mă ajută, nu stă unul minut în plus, cum mă uit în alte locuri, să văd o acțiune făcută, de ziua lui Mihai Eminescu, un spectacol, să văd de 1 decembrie îmbrăcați să vină acolo, în Casa de Cultură, acțiune care le facem noi, ceea ce o depinde de mine, am adus 2-3 unități militare și o defilat prin centrul localității Dofteană. Am adus muzica militară, am adus fanfara militară și nu o singură dată. Și ceea ce depinde de mine în calitate de reprezentant al comunității. Dar ceea ce depinde de ei, trebuie să te sun eu să spui că vrei, nu vrei să veniți să faceți un spectacol din 1 decembrie, să o depuneți o coroană de flori? Nu vreți? Vă rog frumos. Nu vreți? Sau apare astăzi, doamna secretară, știi? Și apare ce? Apare, le dă o premă de instalare. Dacă ai venit cadrul didactic, tu, ușor sau dizdrobitul sau cine ai venit la școală, așa trebuie premă de instalare de nu știu câți bani. Uitați-o, doamna contabilă, din 2021 și aproape în 2023 îți dau bani din urmă. Cu o amenințare că mă dă în judecată. Directorul de anul în 2021, neglijent, nepriceput, sub orice critică, a făcut ce? A dat un număr de elevi mai puțin cu 600 de elevi pentru masa caldă, mai puțin la bursă, în loc să ne dea bursă 12 miliarde la două, și am făcut demersuri până la minister, mi-a dat diferența, oare ce a făcut acel director la momentul ăsta? Și o dat pentru carele de dracii de la transport, de acum le dăm din urmă foarte mulți bani. Apropo, masele dau nu știu câți bani din urmă din 2022, pentru că el a tot trecut Dofteana Centru. Nu l-a interesat la că cu ește, cu ambodă. Păi chiar cu nu. Dar da, acolo, unde era el acolo, în cancelare. S-au compromis cu toții, au format gașca acolo, în cancelare, și nu-i interesează. Voi ești un copil în care maica s-a dus cu el de mână și l-a dus la școală. Nu ești de aici, copilul nu știu ce probleme avea. Eu, o trebuie spaznicul să s-a dus spaznicul să facă, nu știu, și copilul și l-a prins tocmai la taraș. Da. Despre ce vorbim? O pus telecomandă la porți, că știți că am discutat. Băi, cu telecomandă nu intră decât cel care intră cu microbuzul. Nu intră mie orice mașină în curte sau tot felul de tatuat sau de șmecher care vine el, el fumează în fața copilului în curte, că așteaptă baia Domnului. Nu, mie, stai la poartă. Nu intre tu cu ce? Și așa mai departe. Uitați-vă deșteptarea de el. Vedeți și scrie deșteptarea de el pe prima pagină. Declară un psiholog. Așa scrie. Liceele din județul Bacău sunt pline de droguri. Oameni buni, dacă nu există ordine și dacă nu suntem sprijiniți de cadrele didactice, dar gata, ți-ai luat pauza, dă un pic o roată prin spatele sălii de sport, cum am găsit cu câțiva ani, mormane din Chiștoace. Ce sunt cu astea aici? Păi nu știu, dar ce sunt cu astea? Dar nu poți să ieși un pic? Să te uiți, să vezi. Are chioșc în curtea școlii. Le duc pachete în curtea școlii, acolo. Da? Și el iese că nu vrea să-și iei redmă, nu știu de unde, dar cum veni maica sau taicul. Copilul meu trebuie să iese, e liber. Ce l-a închis? Poftim. Eu vreau binele comunei Dofteana, cetățenilor, elevilor. Că ăștia vor fi viitorul nostru. Dacă unii părinți permite acestor elevi, îi dai bani din buzunar, băi, când știi, facem aceste pachetele consistente de o firmă care câștigă licitații. Și întreb copii, și întreb nepoță. Bunule, îmi spune nepoța, să bat de la serveșoară. Băi, oameni, nu-i mai dați de acasă. Bun, cel care e mai sensibil sau știu, hai, da. Dar nu să vezi că se bate cu pachetul. Dă cu salamul, dă cu șunca presată, dă cu castravetele, gata. Bun.
Am dat în primire, în baza unui proiect european, laptopurile, fiecare clasă are laptop, prin proiect european, 15 să putem da. Cu câteva zile de urmă, fost fete la achizițiile publice și la proiecte, să le dea să-l pună pe serie. Semnează că l-ai luat, așa. O spus, domnul primar, acel cadru, dacă nu trebuia să înceapă ora, ce mizerie era, bucăți de portocale. Pe jos tot felul de hârtii și așa mai departe. Doar acel cadru, dacă vrei să-și are cu sat menajer, ai femei servici în pauză, adună de pe jos și ai scoletă în copii. Care adună cel mai mult? Selectiv. Uite, mă duc la primar și spun că numitul cu tare a adus 20 de saci. Eu hotărăm cu un cap și le dau o bursă, le dau o premiu. Îi fac ceva. Nimic. Nimic. Să văd că au făcut un ansamblu artistic. Aici am instrumente muzicale și uitați, după cortina am 200 și ceva de costume populare. Nu a venit unul să spună, dați-mi mie un costum popular. Poftim. Ce pot să vă spun? Ai tot ce trebuie. Am instrumentele muzicale, săptămâna asta sau cel târziu cealaltă fac contract cu un profesor din Comănești, profesor din muzică, licențiat în canto și așa mai departe, să poată să-mi instruiască o fanfară, un grup de copii să cânte la instrumente muzicale și îi dau 200 de milioane mai mei pe an. Dar nu a venit un cadru didactic, domne, hai să fac, vin și eu, în afară orilor de program, cum era odată și noi toți am făcut nimic. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Noi am făcut totul. Am scenă tot pentru ei. Astăzi lucrăm la un proiect european, că vedeți, nu știu câte miliarde de euro pentru îmbunătățirea învățământului din România, cu România Educată, care dă pentru laboratoare. Avem laboratoare IT la Dofteana, da? Dar avem băgheam, dar avem largă, dar avem cucuiețul. O lună de zile durat ca să ne aduc analiza strict ce ai nevoie. Deci el trebuie să-mi aduc analiza făcută, după aia noi implementăm proiectul și analiza făcută trebuie să treacă prin Consiliul de Administrație a ISJ-ului să o aprobe. O lună de zile le-am trimis noi un model pentru o firmă de consultanță, ia, o rândură și fără. Dar nu știu dacă v-ați uitat azi dimineață pe știri. Unii era într-un județ, acea directoare cu accesa, nu știu câte fonduri europene, Valea Prahovei, să vă știu. Valea Dostanii. Dostanii. Da, județul Prahova, da? Un mai dat pe cine ar vine Alomița, anul trecut și așa mai departe. Atâtea fonduri europene. Arătați-mi și mie unul. Niciun cadru de dati. Unul. Băi, am accesat un fond european și am adus ceva. Da? Totul la primărie. Am accesat fond european. Cu tablete digitale. Cu laptopul. Cu tot pentru Hăghea. Că l-avem. Accesat de noi. Acum îl accesăm și pe asta la altul, dar vedeți? Îi prind pe NLR și fiecare trebuie să avem confinanțare. Probabil cu miliard de la tot proiectul. Ăsta este nivelul real a învățământului din Dofteana. Despre asta vorbim. Nu se devină copiii nouă. Marea majoritate a cadrelor și a părinților. Da. Dacă tu reușești îi motivezi absentul, el încercăiești la 40-50 de absențe. Îi motivezi și îl duci cursul. Și când vine, mămica primește bursa acelui copil care are probleme sociale. Nu se mai. Deci cadre didactice să ne vină și o parte, eu vreau să știți bine, din părinți, cum toți așa. Motiv pentru care ați văzut. Noi am făcut, am accesat. Școlile arată foarte bine. Și chiar mă doare sufletul când văd cum părinte și ia copilul și-a dus la o altă școală. Din altă localitate. Când e dus la faptul că este mai bine acolo. Păi sigur că este mai bine. E cam tot la fel. E cam tot. Și pe asta am pus cum. Sper că m-ați înțeles. Da, deci avizul comisiei. Supunem la vot cine este pentru. Pentru vaccine. Sau dacă numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobililor din domeniul public al Comunei Dofteana. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funcțională numărul 64575, poziția 44, din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumul vicinale, județul Bacău, în tabulări Ștefan Vodă, în sat Ștefan Vodă, strada Dostenița, județul Bacău,
iar suprafața se modifică din 2058 m² în 2954 m², lungime 510 metri linear, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funciară numărul 64574, poziția 51, din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumul vicinal al județul Bacău, din tabulări în Ștefan Vodă, sat Ștefan Vodă, strada Calul Golan, județul Bacău. Iar suprafața se modifică din 597 m² în 693 m², lungime 146 metri liniar, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funciară numărul 64576, poziția 52, din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumul vicinal al județul Bacău, din tabulări în Ștefan Vodă, în sat Ștefan Vodă, strada Costache Negri, județul Bacău, iar suprafața se modifică din 1301 m² în 1980 m², lungime 232 metri liniar, conform anexei numărul 3 la prezentul proiect de hotărâre. Domnul Ambrus. Este vorba despre cele trei străzi, strada Doftenița, Calul Golan și Costache Negri din satul Ștefan Vodă. Ele la prima incorporare au fost prinse într-un simplu cadastru, iar pentru atestarea domeniului public a fost necesară desfășurarea. Apoi, modificarea de suprafață vine pentru că înainte se măsura doar partea carosabilă, iar acum suntem obligați să măsurăm din lat în lat, de unde este diferența de suprafață la fiecare stradă. Și denumirea, în cartea funciară o aveau, cum vedeți, fără denumire de stradă, a fost necesară și introducerea adresei la fiecare poziție denumirea de stradă. Alte discuții? Mai sunt avizul comisiei? Aviz favorabil, 5%. Suprem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru proiectul modernizare drum comunal din DN12A Canton, Sildic Larga și Pod PSP-ul Larga, Comuna Dofteana, județul Bacău. În urma aplicării ordonanței de urgență numărul 47/2022, privind ajustarea prețurilor de achiziție publică, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune, acordurilor cadru. Da, este vorba despre ajustările care au fost propuse anul trecut, în ordonanța 15 și ordonanța 47. Noi, având lucrarea în derulare, trebuie să facem periodic aceste ajustări. Ajustarea asta se referă la nivelul lucrărilor din 28 noiembrie 2022 cu indicele de la INSE, de la Institutul Național de Statistică, pe luna septembrie. Adică toate prețurile pe combustibil au fost raportate la indicele propuse pentru luna septembrie. De urmare, și prețurile și lucrările au fost aliniate în acest sens pe anul trecut. Totodată, ordonanța 5 face referire la prețurile pe materiale de construcții, care au explodat anul trecut și numai. Și au creat cadrul ăsta legislativ pentru ajustarea contractelor de achiziții publice, pentru că legea achizițiilor publice, legea 98, permite ajustarea la fel în condițiile legii. Fiind proiect prin Ministerul Dezvoltării, trebuie aprobarea, trebuie să ne asumăm diferența de lucrări, diferența din ajustare. Vă rog să spuneți câți avem pe neeligibil adresa? Pe neeligibil am pe toată lucrarea 795 din ISO ridicat acum. Mă refer la anul 2023, cât trebuie să dăm noi pe neeligibil din lucrări efectuate în 2022, dacă aveți. Diferența ce mai este actualizată. Deci drumul ăsta la Maslan, o mers greu, nu are de pus parapete și două rigone de tăcut. În vremea până așa nu se poate lucra, dar noi trebuie să plătim banii, trebuie să avem un buget. Nu poate lucra omul decât numai pe bani. Da? 386,6. 3.800.000 care trebuie să-i dăm noi bani pe anul ăsta. Să se încheie toată lucrarea. Da. Continuați. Dacă așa că nu mai sunt discuții, avizul comisiei. Supune la vot cine este pentru.
Împotriva, abțineri, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Dofteana pentru proiectul HAP de servicii, cod mai Smith 130.963. Da, este vorba despre un proiect de colaborare între Comuna Dofteana și Ministerul Muncii. Urmărește crearea unui sistem informatic în ceea ce privește domeniul de asistență socială, care automat o să ducă și la îmbunătățirea serviciilor. Este vorba despre achiziționarea unor echipamente, și anume o imprimantă, un calculator și o tabletă, care ne vor fi puse la dispoziție de către dânsii. Se urmărește digitalizarea, deci în curând mai mult o să lucrăm informatic. Tot pe partea de asistență socială, vorbim despre beneficiare de ajutoare sociale, alocații de sprijin și alocații sociale. Despre asta este vorba. Da, dumneavoastră aveți acolo în adresa aia, e vorba despre 3.000 și nu știu cât de localități din toată țara, care acest pachet va fi pentru fiecare primărie, dar noi trebuie să fim, să avem un acord de colaborare, primul un protocol. Și fiecare persoană, cu grad de handicap, fiecare persoană va fi în calculator respectiv. Introdus într-o platformă, fiecare persoană care are prestații sociale va avea un dosar electronic și va putea fi lucrat pe acel dosar. O să se urmărește eliminarea acelui dosar cu vecină. Asta este vorba. Alte discuții? Întrebări? Mai sunt. Avizul Comisiei, supunea la vot, cine este pentru, împotriva ține, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar de la sursa E, activități finanțate integral din venituri proprii, la școala gimnazială Scarlat Rondin Dofteana, în sumă de 34.702,81 lei, pentru secțiunea de funcționare, bunuri și servicii. Dar e vorba de excedent de bugetar, da? De la școală. La școală. Da. Și asta vreau să vă spun. Cei care sunteți membri ai Consiliului de Administrație și ați participat împreună cu mine, astăzi un an, la ședința Consiliului de Administrație, știți, da? Am spus așa, vedeți că plouă în sala de sport, da? Da. Vă rog să contactați o firmă și să faceți de așa adus în toate. Iunan, nu e interesat asta. Și avea tot din banii noștri la sala de sport, ceea ce încasează ei, 34.702. Deci nu s-a mai făcut mișcarea asta, o aduna bani acolo, fără să-i folosească. De când era altcineva contabil, știți? Și am spus, oameni, aveți banii ăștia? I-ați adunat. Am trecut de era mai puțin. Plouă în sala de sport. Ulucile, care sunt în formă de U, la exterior, care sunt făcute din tablă țigănească, cum era odată, neam. Mă înlocuiți-le măcar pe cele, v-ați parțial. Nimic. De un an de zile. Deci îi dăm și bani, îi dăm și sala cu titlu gratuit, încasează și sume de bani și nu face absolut nimic. Dacă vedeți, documentația s-a schimbat pe parcurs și la ei, cum de altfel și la noi. Mă înțeleg, s-o ocupă un director cu celelalte. Până acum era un contabil, acum sunt două, da? Până acum era un director, acum sunt trei, da? Hai, unul lucrează cu contabil, cu tot, cu documentație, cu digitalizare. Dar ceilalți ce facem? Spuneți ce facem. Bă, unul se ocupe de ce? De gospodării. Dă o roată școlii, nu mă lasă în grijă la primării, că eu am luat școala în administrare. Voi, directorul de școli, primește o indemnizație acești directori, în afară de salare, da? Au ce? Sunt, nu se numește discutiți, sunt degrăbeați de ore, are un număr foarte mic, dirigenții și ce mai are. Vă ocupați-vă de așa ceva. Care acum, toți părinții ar trebui să vină așa la primării, domnule, haideți să facem o ședință și hai să punem la treabă, nu? Chiar dacă e director, pui examen, poate să plece afară, cu două treimi, el dai afară din postul de administrație, dacă nu vrea să facă treabă. Dar nu așa. Ne punem pe Facebook, că ne-am dus nu știu unde, ne-am plimbat, nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă, școală, nu? Repet,
de un an, astăzi un an, am făcut ședință. Aveau bani, ăștia putea să repare. Nimic. 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 Spuneți. Ani, banii ăștia puteam să-i luăm noi. Să-mi găsesc la sală de sport și te puteam. Nu mă, faceți-vă treaba voastră. Mă, vă plătim și transport. Mai vă plătim și taxa de instalare. Mai vă plătim tot, v-am dat două săli de sport. Haideți să o luăm de la Jut și până la Ghimeș. Vedem ce comun are două săli de sport sau dacă are măcar numai una. Nu? Asfalt până la sala de sport. Depozit de lemn la sala de sport. Încălzire la sala de sport câte două centrale. Iluminat la noua sală prin panou solar. Prin panou fotovoltaic. Ce să vă mai fac? Ce să vă mai fac? Ce? Toate cadrele didactice, săracii care au ieșit la pensii sau au trecut la cele veșnice, au visat până în ziua când au murit. Cosumbii populare. Le cosa părinții și bunicii noștri cum era pe muscă, la Gherghel. Acum era în costa, am 200 și ceva aici. Nu vine unul, doamne, dă-și mie unul. Din potrivă, dacă vă spun, îmi este rușine să spun, dar trebuie să o spun. Am dat în împrumut la Comanești. Dă-mi, domnule, 20 de costume. Actualului profesor care vine și îți fac aici acțiuni cu copiii, cu instrumente muzicale. Vă dă voi în alte domnule, că n-avem, e la clubul elevilor și așa mai departe. I-am dat aici, după două, trei elevilor și la mai mulți. Doamna Vici știe, da? Le-am dat costume populare la alți, în alte localități care vine și au cerut. Dar nu pot stau aici să mănânce morile, îi dau în grijă administratorul să ia, să dea, să le dezinfecteze și așa mai departe. Nimic, 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 nimic. Hai, înțeleg unul. Nu a fost bun un director, nu a fost pus doi. O dat examen, o dat alții. Drept, nimic, nimic. Le-am creat toate posibilități. Birou separat, cancelare separat. Le-am creat afară, le-am făcut un camping, doar o știți, să stea, să ies, să dau o cafea, să poate să aerisească, să fac ceva. Nimic. Le-am făcut grădină de flori, le-am făcut de... Ce să mai fac? Loc de joacă pentru copii. Ce să nu face? Transportul elevilor, transportul cadrelor didactice. Le achit transport, abonamente. Dacă e la rafinărie, te rămânești. Și vine până în gară, la gară vine microbuzul nostru care vine la școală. Nu, domnule, îmi plătești benzina de la rafinărie și până la gară la Dărmănești. Poftim, o plătești aici. De unii, n-aduc eu bani de acasă. Din banii tuturor oamenilor care plătesc impozite. Și mă duc la el la poartă, dacă nu dă bani, le execut sinit. Să iau bani. De ce? Ca să iau bani, să-i dau la cap în cap, să poată să stai acasă. Se mi-a spune. Nu se poate. S-a format un cuplu și o gașcă aici, mă refer din auxiliar și știți destul de bine că sunt și în litigiu și să judică și așa mai departe. Și totul este pe dezbinare, deci dezbinare, ceartă, bârfă și dezbinarea ceartă și bârfă este provocată de cei care au ce? Mintea odihnită. Mintea odihnită. Păi cum, că stai acasă, de pe data de 22 și vii și îți mai faci o punte guvernul până la sfârșitul lunii lui ianuarie, uiți să mai vii. Nu o să poate așa ceva. Nu se poate. Nu sunt de acord niciodată cu aceste punți. Niciodată! Am stat de vorbă cu oameni mai mari de la Direcția Generală de Finanțe, peste tot. Dar când recuperați, domnule? Păi stăm câte o oră în fiecare zi. Pare. Ce randament poate să dea un funcționar de la ora 4 la ora 5 în fiecare zi? Când el, chică jos, calculatorul te distruge. Permanent, numai cu ochelar. Schimb două pregătitoare să lucrezi, să faci, să cer multe astăzi. Ce randament are? Spuneți-mi ce randament are. Nu, noi am fixat. Pe data de 4 recuperăm ziua de 23. Deci sâmbătă, acum recuperăm ziua de 23. Iar cei de la școală să iese din cap că vor recupera, adică tot într-o zi trebuie să duce să-i păzim. Păi îi păzim, că n-ai ce fac. Și ei vin și spune așa, domnule, nu eu trebuie părinții la școală. Cine-i de vină? Cadrele și părinții. Totodată. Îmi pare rău să o spun, dar dacă nu spun adevărul, nu pot să stau. Eu trebuie să spun adevărul. Despre asta este vorba. Asta e tot. Da. Nu-ți de râs. Da, continuați.
Deci, dacă nu mai sunt discuții, aveți o comisie? Disfavorabil. Supune la vot cine este pentru, împotriva abține, să votăm numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind intervenirea unor modificări structurale funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Lofteana, ca urmare a promovării în grad profesional a unui funcționar public. Da, aici avem o modificare în structură, ca urmare a promovării în grad a funcției de consilier juridic asistent în partea principală. La 3 ani de zile, funcționarii publici au drept la grad. Da, avizul comisiei? Aviz favorabil, 5 favorabil. La vot, cine este pentru?